Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Deci, l-am luat pe Tic, într-adevăr, după cum puteți vedea, de asemenea ce am mai făcut cu timp, n-am mai jucat și așa, am făcut rank 16 pe Carl. Bun, și în afară de asta, pe ceva astăzi vreau să joc niște solo showdown cu Tic, pentru că, na, Ăsta este scopul acestui episod, este să joc cu tine. În special, poate joc și cu care, nu știu. Hai să vedem ce putem face și să... Nu știu ce vedește. Încercam să nu fiu găsită, dar încercat-o am rămas. Mă rog, n-am mai jucat astăzi deloc, pentru că m-am trezit mai înainte puțin și am băut apă, pentru că mi-e sete, m-am trezit. Aoleo! Așa și timp cu Coco, dar nu vreau să fac timp cu mine, că nu-mi place timp. Deci mai bine. Alea sunt cele mai dubioase câștigări, zic eu. Da, n-am câștigat mult cu Tic, dar... gen locul 1, dar e ok, că na. Ok. Și am uitat să zic că este, bineînțeles, minunatul și prea iubitul event, așa că o să băgăm 4 și o să începem să jucăm. Wow. Nu știu dacă e ok, Tic, dar... vom vedea. De ce m-am intrat așa? Trebuie să stau la distanță și... e YouTuber, perfect. Poate face videoclip. Naiba că nu face nimeni videoclip și dacă face nimeni videoclip, că nu e. Aoleu!
Dacă vă întrebați cum de ajuns să fac genul de trei atât de multe pe caractere sau să puțin. Deci m-a sunat Mario și gen din cauza că Messenger-ul este nașpa, el nu m-auzea pe mine, de fapt, că eu l-auzeam pe el. Deci asta este trist, mă rog, hai să continuăm să jucăm. Adică dacă se duce la noi în bază, e bine, cred că de The Spectate Mario fix de aia, pentru că n-am mers. Că el joacă și gen... Lasă ursul, că noi pe ea avem treaba acum. Mă rog, deci știi că nu este bună așa ceva. Asta este clar. Da, nu, eu am încercat. Deci sper că v-a plăcut acest episod cu Tic, care este într-adevăr foarte tic. Și ne vom vedea la un nou episod. Ah, da. Nu aici vreau să vă arăt, da, nu. Mă rog, vreau să vă arăt la Brawler. Nu vreau să joc cu Carl la Big Game. Dar hai să jucăm cu el. Pentru că da, pot. Hai să vedem ce se întâmplă oricum dacă nu pierzi trofei, adică, aolo, ce naiba sunt aceste... Nu e asta ce vreau să fac, ok, bun, deci... Aia și-a dat ultimata sau ce dracu? Mă rog.
Cred că ăștia se întreabă cine pana mea joacă cu care la Big Game. Și au dreptate. 100% dreptate. Uf. Cum sună, că sunt vocile astea Big Brother, sunt vocile normale decât că în slow motion și sună așa ciudat. Mă rog, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare, ce să mai...